Polițiștii și inspectorii gărzii forestiere Vâlcea au luat la verificat depozitele de cherestea din județ. Oamenii legii au constatat că reprezentanții unei societăți comerciale din Motru Sec ar fi expediat peste 13 metri cubi de material lemnos fără avize de însoțire. Întreaga cantitate de material lemnos a fost confiscată. Polițiștii din Tismana, în colaborare cu reprezentanții ai gărzii forestiere Râmnicu Vâlcea și ai ocolului Silvic din localitate, au desfășurat acțiuni și controle pe raza comunei Padeș la depozitele de cherestea. Cu această ocazie au fost ridicate în vederea confiscării 24,5 metri cubi de material lemnos, în cazul cărora au fost găsite ilegalități, și au fost aplicate sancțiuni în baza legii 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice. Un alt control a fost efectuat la depozitul de cherestea al unei societăți din Cloșani, iar în urma comparării stocului faptic cu cel scriptic a rezultat o diferență de 11,5 metri cub de cherestea de brad, care a fost confiscată, iar societatea a fost sancționată.